Prețul petrolului crește rapid într-o singură zi după ce Arabia Saudită a anunțat tăierea producției de țiței cu 1,1 milioane de barili. Până la finele anului, cotația a ajuns la aproape 82 de dolari pe baril. Reducerea voluntară a producției de petrol va face ca în luna mai cantitatea livrată la nivel global în fiecare zi să fie cu 500 de mii de barili mai mică. Rusia a reacționat imediat și a precizat că tăierea producției de petrol este în interesul energiei mondiale. Piața a reacționat imediat, pentru că decizia OPEC Plus a fost oareșcum surprinzătoare. Aduceți-vă aminte, în octombrie anul trecut, ei au tăiat deja producția cu 2 milioane de barili pe zi și, practic, acum nu ne așteptam să vedem încă o reducere care a fost decisă, iată, astăzi, de 1 milion de barili pe zi. Pentru că asta, practic, va reduce volumul de țiței disponibil în piață, ceea ce înseamnă scumpiri în partea a doua anului și imediat, să știți că toate marile agenții și case care se ocupă cu analiza piețelor de energie și-au revizuit prognoza pentru sfârșitul anului și ne uităm acum la un preț de, care va fi peste 90 de dolari la nivelul lui decembrie anul acesta. Inevitabil, majorarea prețului petrolului se va răsfrânge și asupra prețurilor la carburanți. S-ar putea să se reflecte și în prețul la pompă și tot vorbim despre asta de câteva luni, faptul că prima parte a anului ne-am bucurat de o relaxare la pompă, deci cumva lucrurile au stat bine în piața de țiței, dar și în piața de produse petroliere. Aduceți-vă aminte că totuși anul trecut am avut o măsură fără precedent luată de administrația americană, care a pus pe piață o cantitate de 180 de milioane de barili, da? Câte un milion de barili pe zi până în septembrie, deci timp de 6 luni. Asta a scos presiunea de pe preț. Asta nu le-a plăcut saudiților sau Arabiei Saudite, care este liderul neoficial al cartelului OPEC. Deși decizia lor în octombrie de a tăia cu 2 milioane de barili. Vreau să vă aduc aminte că în martie, deci luna trecută, americanii au mai scos încă 26 de milioane de barili, da? Care vor fi puse pe piață până la, vor fi comercializate până la sfârșitul iunie anul acesta. Deci americanii vor să scoată presiunea de pe preț, iar țările membre ale grupului OPEC, respectiv OPEC Plus, împreună cu Rusia, vor să ducă nivelul prețului spre 90 de dolari. Așa cum era de așteptat, Rusia a aplaudat reducerea producției de petrol și arată că astfel se ajunge la prețul corect. Dacă vorbim despre Rusia, Rusia oricum nu producea conform cotei, pentru că ea avea inițial o cotă de 11 milioane de barili, dar producea cu mult sub, adică chiar la nivelul lui octombrie anul trecut, Rusia producea aproape 10, deci 9,9 milioane de barili, deci nici măcar 10,5 milioane de barili, cât după aia a fost revizuită cota în noiembrie. Deci, practic, în cazul Rusiei, pentru că ei după aia au venit și au luat măsuri în oglindă și au spus, noi vom reduce producția cu 500 de mii de barili pe zi până la sfârșitul anului, dar practic este o luare de act, adică o consemnare a unui fapt care oricum era așa, adică în realitate Rusia nu producea la maximul conform cotei pe care o avea setată în cadrul aranjamentului OPEC+.